Evenimentul zilele canalului navigabil Bega Verde a fost un adevărat succes ne am mobilizat cu toții pentru ecologizarea malurilor canalului Bega de la uzina de apă până la piața Badea Cârțan și împreună cu voluntarii și echipamentele specializate am făcut un pas înainte pentru un oraș mai curat și mai verde. De asemenea, elevii de la școala gimnazială numărul 19 Avram Iancu și Colegiul Național Bănățean au avut parte de o plimbare educativă pe vaporașele STPT pe canalul Bega. Ce au învățat? Copiii au descoperit lucruri fascinante despre biodiversitatea canalului, rolul Rolul important pe care canalul Bega îl are în istoria transportului local și importanța protejării mediului, mulțumim tuturor partenerilor implicați în acest proiect! Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș, inițiatorul evenimentului, Administrația Bazinală de Apă Banat, Primăria Timișoara, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Șeuri Timiș, Inspectoratul Județean Școlar Timiș, Horticultura Timișoara, Agenția Națională pentru Protecția Mediului Timișoara, Palatul Copiilor și Penitenciarul Timișoara, împreună am demonstrat că putem face o schimbare reală. Sperăm ca zilele Canalului Navigabil Bega Veche să devină o tradiție. Iar canalul Bega să continue să fie un punct de atracție pentru timișoreni și turiști de potrivă, transmit reprezentanții STPT.